Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Studiază Biblia. Partea a doua. Când urmez învățăturile tale, mă bucur. Psalmul 119 cu versetul 14. Petrece timp în rugăciune înainte de a studia Biblia. Cere-i Domnului să te curețe de toate păcatele știute și neștiute și să te umple cu Duhul Sfânt ca să poți fi în părtășie cu El în timpul studiului. Încă o dată, scopul studiului nu este să primești noi descoperiri și noi legi, ci să zidești o relație cu autorul Bibliei. Psalmistul a spus, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, versetul 9 din Psalmul 119. Păcatul nu anulează relația ta cu Hristos, dar ține pe loc părtășia ta cu El. Deci, trebuie să stai în părtășie cu Domnul ca să înțelegi și să aplici cuvântul Său. Așadar, înainte de a cerceta Scriptura, cere lui Dumnezeu să-ți cerceteze inima. Pavel spune, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Noi însă avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni capitolul 2, versetele 14 până la 16. Se poate să citești același fragment din Scriptură de mai multe ori și totuși să nu poți vedea ce dorește Dumnezeu să vezi până ce El nu-ți deschide ochii. Psalmul 119, versetul 18. Odată ce se întâmplă asta, atitudinea ta față de studierea Bibliei se va schimba. Asemenea, unui om înfometat aflat la o masă încărcată de mâncăruri gustoase, vei tânji și îți vei dori cuvântul lui Dumnezeu, iar credința ta va crește. Așa cum a spus Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. 1 Corinteni capitolul 2, versetele 9 și 10.